Bine ați revenit la cursuri. În al 11-lea curs de mecanică, găsiți linkul în descriere, am vorbit despre energia mecanică și am arătat acolo că energia mecanică descrie capacitatea unui sistem mecanic de a efectua lucru mecanic și că există două cazuri în mecanică în care un sistem poate efectua sau un corp poate efectua lucru mecanic. Odată este cazul în care un corp este în mișcare, are viteză. Și în acest caz, datorită inerției, el poate efectua lucru mecanic. Și asta pentru că, dacă apar forțe care încearcă să-l oprească, el se încăpățânează să meargă mai departe și deplasează niște forțe și când se deplasează forțe, se efectuează lucru mecanic. Celălalt caz este cazul în care asupra unui corp acționează forțe și atunci, prin deplasarea corpului, se deplasează și forțele despre care am vorbit și din nou se efectuează lucru mecanic. Energia care se datorează mișcării se numește energie cinetică și se poate calcula cu formula energia cinetică. Este masa înmulțită cu viteza la pătrat supra 2. Iar energia care apare datorită acțiunii forțelor asupra unui corp se numește energie potențială, dar ea se calculează diferit în funcție de interacțiunea care există acolo, în funcție de forța, natura forței care acționează asupra corpului. Dar pe noi, în cazul oscilațiilor, ne interesează forțele de tip elastic, forțele care au expresia minus kappa y, kappa fiind constanta elastică și y elongația, iar energia potențială care apare datorită unei astfel de forțe se calculează cu relația kappa ori y pătrat supra 2. Deci, în cazul nostru, acestea sunt energiile care ne interesează. În continuare, pentru a lucra cu formule mai simple, voi considera că avem o mișcare oscilatorie armonică fără fază inițială. Și în acest caz, elongația are expresia A înmulțit cu sinus de omega t, iar viteza are expresia omega ori A ori cosinus de omega t. Și dacă ținem seama de aceste expresii pentru elongație și viteză, avem pentru cele două energii expresiile. Energia cinetică este masa înmulțită cu viteza la pătrat, adică omega pătrat ori a pătrat ori cosinus pătrat de omega t, iar energia potențială este kappa înmulțit cu y la pătrat, kappa ori a pătrat ori sinus pătrat de omega t supra 2. Am uitat aici să pun supra 2. Și dacă mai ținem seama de faptul că am arătat în primul curs produsul m ori omega pătrat, m înmulțit cu omega pătrat este egal cu kappa, atunci energia cinetică se poate scrie mai simplu m omega pătrat kappa înmulțit cu a pătrat ori cosinus pătrat de omega t supra 2. Cele două expresii ne arată cum variază energia cinetică respectiv potențială în timp, energiile oscilatorului liniar armonic. Iar energia lui totală este suma acestor două energii. Energia totală este energia cinetică plus energia potențială. Și vă rog să observați că dacă adun aceste două expresii, kappa ori a pătrat pe 2 se dă factor comun. Și atunci energia totală va fi kappa ori a pătrat pe 2 pe lângă sinus pătrat de omega t
plus cosinus pătrat de omega t. Și în paranteză, avem sinus la pătrat al unui unghi plus cosinus la pătrat al aceluiași unghi, pentru că t are aceeași valoare în cele două expresii. Și știm că sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa este 1. Așa că energia totală a oscilatorului linear armonic este K ori A pătrat supra 2. Și este foarte important de observat că ea nu depinde de timp. Este constantă. Și dacă ne gândim un pic, e normal să fie așa. Aici puteți vedea o animație cu un oscilator elastic, linear armonic. Dacă energia lui ar varia în timp, fără ca el să schimbe energie cu exteriorul, ar fi încălcată legea conservării energiei. Atenție, oscilatorul este sistemul corp-resort. Pentru a avea oscilații, ne trebuie atât masă, cât și forță, forță elastică, dacă vrem să avem oscilații armonice. Ne trebuie amândouă. Nu putem avea oscilații nici fără masă, dar nici fără forță. Și chiar dacă de obicei numim oscilator doar corpul care oscilează, nu trebuie uitat că energia potențială presupune interacțiunea lui cu un alt corp sau cu un câmp. Deci mai trebuie ceva. De pildă, în cazul nostru, n-am avea oscilații dacă n-ar exista și resortul. Faptul că suma dintre energia cinetică și energia potențială în cazul oscilatorului linear armonic este constantă, este egală cu K ori A pătrat pe 2, ne mai arată ceva, și anume că într-o mișcare oscilatorie, cele două tipuri de energii se transformă tot timpul una în alta. Pentru că gândiți-vă, dacă una dintre ele scade, cealaltă trebuie să crească, pentru ca suma lor să rămână constantă. Aici avem un grafic care arată variația celor două energii în funcție de elongație. Graficul pleacă de la poziția în care elongația este minus A până la poziția în care elongația este plus A. Și vă rog întâi să observați că ambele energii au tot timpul valori pozitive. Acest lucru se datorează faptului că mărimile care pot lua și valori negative, și anume viteza și elongația, sunt amândouă la pătrat în formulele energiilor. Iar dacă ne uităm la aceste formule, care ne arată cum variază în timp cele două energii, observăm că aici atât sinusul cât și cosinusul sunt la pătrat, din nou. Deci nu putem avea decât valori pozitive. Ca să înțelegem acest grafic și felul în care variază cele două energii, avem nevoie de formulele energiilor pe care le-am scris aici și de această animație. Când oscilatorul ajunge în pozițiile extreme, el se oprește un pic, pentru o clipă. Asta înseamnă că în acel moment, energia lui cinetică este zero. Dar atunci, energia lui potențială trebuie să fie egală cu energia totală, adică cu K ori A pătrat pe 2. Și așa este, pentru că în acele momente, Y este egal cu A, este egal cu amplitudinea. Deci, atunci când oscilatorul se oprește pentru o clipă, toată energia lui este energie potențială. În schimb, atunci când elongația este zero, adică atunci când oscilatorul trece prin poziția de echilibru, atunci energia potențială este zero, pentru că Y este zero, și în acel moment energia lui cinetică este maximă, ceea ce înseamnă că în acel moment viteza lui este maximă. Și într-adevăr, dacă ne uităm la această relație, în acel moment omega t este 0 și cosinus de 0 și cosinus pătrat de 0 este 1, are valoarea maximă.
Ceea ce am spus se vede și din faptul că cele două energii sunt descrise în timp, una prin funcția sinus și una prin funcția cosinus. Ați văzut că în cazul energiei potențiale apare funcția sinus, în cazul energiei cinetice apare funcția cosinus. Și atunci când funcția sinus trece prin valori extreme, funcția cosinus trece prin valoarea 0 și invers. Așa că putem face următoarea afirmație foarte importantă. În timpul oscilațiilor, energiile cinetică și potențială ale oscilatorului linear armonic se transformă tot timpul una în cealaltă. Când oscilatorul se îndepărtează de poziția de echilibru, energia lui cinetică scade pentru că îi scade viteza, dar crește energia potențială pentru că crește elongația. Când oscilatorul se apropie de poziția de echilibru, energia lui cinetică crește, crește viteza, dar scade energia lui potențială pentru că scade în modul elongația. Dar suma celor două energii este constantă în timp. De pildă, în grafic, al doilea grafic, se poate observa că suma dintre energia cinetică atunci când elongația are valoarea Y1 trecută pe grafic, reprezentată prin lungimea segmentului roșu, deci lungimea segmentului roșu reprezintă energia cinetică a oscilatorului în acel moment, deci suma dintre această energie și energia lui potențială în acel moment, lungimea segmentului albastru, este egală cu energia totală, K ori A pătrat pe 2, pentru că dacă mutăm segmentul albastru peste segmentul roșu, segmentul albastru cu linie punctată, ajungem exact la valoarea energiei totale, la K ori A pătrat supra 2. Iar acest lucru este adevărat în orice moment, pentru orice valoare a elongației. Să notăm! Dacă ne uităm la graficul care reprezintă energia în funcție de elongație, observăm că graficul energiei potențiale, îl puteți vedea separat în al doilea desen, seamănă cu o groapă. De unde și denumirea de groapă de energie potențială sau, dacă putem descrie forța printr-un potențial, groapă de potențial. Când oscilatorul trece prin poziția de echilibru, energia lui potențială are un minim, pentru că în acel moment Y este minim, este 0. Dar după cum am arătat în al doilea videoclip de statică, dedicat echilibrului mecanic, din nou găsiți linkul în descriere, poziția de echilibru stabil se realizează atunci când energia potențială în poziția respectivă este minimă față de oricare poziție vecină. De pildă, așa cum vedeți în acest desen, situația unei bile care se găsește într-o suprafață, pe o suprafață concavă în câmp gravitațional. Dacă ea se deplasează un pic din poziția stabilă, atunci energia ei potențială crește. O energie potențială gravitațională în acest caz, pentru că urcă, trebuie să se ridice ca să se deplaseze din poziția respectivă. Deci dacă oscilatorul se găsește în poziția de echilibru în repaus, atunci el este într-o stare de echilibru stabil. Iar un corp nu poate ieși singur de la sine din starea de echilibru stabil, ci doar dacă primește energie din exterior. Și asta ne arată că oscilațiile se pot produce doar dacă inițial oscilatorul
are sau primește energie. Când este în poziția de echilibru, oscilatorul se găsește într-o groapă de energie potențială, într-o groapă de potențial. Oscilațiile se produc doar dacă oscilatorul este scos din poziția de echilibru și apoi lăsat liber. În acest caz, apare o forță care îl duce înapoi în poziția de echilibru, dar el nu se oprește acolo pentru că are inerție. Așa că datorită inerției se îndepărtează de poziția de echilibru, ceea ce duce din nou la apariția unei forțe orientate spre poziția de echilibru. Această forță îl frânează, îl oprește și apoi îl accelerează din nou spre poziția de echilibru. Când va ajunge în poziția de echilibru, va avea din nou viteză, își va continua drumul din inerție și așa mai departe. Puteți observa cum variază această forță de tip elastic într-o mișcare oscilatorie armonică în această animație. Este vectorul desenat cu verde. În concluzie, un sistem aflat din punct de vedere energetic într-o groapă de potențial poate efectua oscilații de o parte și de alta a poziției de echilibru. Deci o condiție necesară pentru a avea oscilații este existența unei gropi de energie potențială. Mulțumesc pentru atenție. În următorul curs din seria oscilațiilor și undelor mecanice voi vorbi despre pendulul gravitațional și despre reprezentarea mișcărilor oscilatorii prin fazori. La revedere!